Asociația Comunelor din România și-a pregătit adunarea generală în București începând din 18 februarie. Agenda reuniunii este extrem de încărcată, atât cu subiecte cât și cu invitați care au un cuvânt greu în administrația publică locală. De remarcat că membrii acestei entități au dezbătut strategia de dezvoltare a asociației pentru perioada 2018-2020, dar și problemele pe care ACOR le întâmpină în ultima perioadă. Ca să putem implementa rapid, în condiții optime, fără să avem piedici în derularea implementării proiectului, mai avem încă nevoie de modificări legislative. Chiar dacă ni se spune că aceste modificări au fost efectuate de-a lungul anilor și că legea achiziției publice nu mai poate fi modificată, că așa cere Comisia Europeană. Eu spun că, la nivelul Comisiei Europene, reprezentanții guvernului, reprezentanții ministerelor pot merge și prezenta care este necesitatea și care este oportunitatea pentru a putea avea succes și fondurile europene ce ne sunt alocate să poată să fie accesate și să poată să fie într-adevăr folosite în termenele pe care le avem. Cerarea decalajului dintre rural și urban sau dintre urban și rural este un deziderat și noi tot accentuăm. Necazul este că putem constata chiar că prin anumite politici la nivel național se adâncește prăpastia între urban și rural. Principala ruptură, prăpastie, cum vreți să-i numim, este aceea că, mai ales în domeniul educației, avem situații în care se desfințează sate prin faptul că se desfințează școlile din sate. Odată ce copilul a fost dezrădăcinat din satul lui, este forma în care satul ăla încet, încet va rămâne fără locuitori. Și v-aș ruga să vedeți în mesajul din mapă, am dat un text potrivit căreia l-am numit a fi om și a face bine. Constatăm pe zi ce trece că sunt zone cu politicieni, dacă îi putem numi așa, că oameni nu, ce văd în populație doar niște cifre, satele niște numere. Ori noi trebuie să dăm un mare accent pentru a avea satul cu tot ce înseamnă biserică, școală, pentru că altfel nu mai poți numi că este sat. Cum era de așteptat la cea de-a 21-a ediție a sesiunii ordinare a Asociației Comunelor din România, au fost ridicate diferite probleme ce țin de bugetul local, ce țin de învățământ, dar și de infrastructură. Până la urmă, edilii din mediul rural speră că cei abilitați să găsească o rezolvare rapidă a acestor probleme.